Azi ziua ta? Da. La mulți ani. Mulțumesc. Domnul, ce ai făcut în 1 iunie? Ne-am jucat toată ziua în parc. Foarte frumos. Păi de la domnul primar Matei, o ciocolată, da? Să te îndulcești bine. Mulțumim. Bună ziua ta astăzi. Mulțumesc. Din partea domnului primar Matei, o ciocolățică pentru voi, de ziua voastră, la mulți ani copii! Mulțumim. Mulțumim. Copiii din Năvodar s-au aflat în centrul atenției pe tot parcursul zilei de 1 iunie. Și asta pentru că administrația locală a avut grijă ca fiecare prichindel să primească câte o ciocolată. Iar reacția nu a întârziat să apară, cei mici fiind extrem de încântați. E minunat! Minunat! Vă plac? Da! Un gest foarte drăguț din partea lui. Să se bucure că doar este ziua noastră, că când avem și noi o dată ziua asta, să ne bucurăm, să ne distrăm. Aleșii locale au avut o misiune importantă, să facă toți copiii fericiți. Și se pare că au reușit. În afară de dulciuri, 200 de copii au fost turiști pentru o zi într-un hotel de lux. Cei mici au primit cadouri și s-au distrat pe cinste. Tot astăzi la Resortul Fenicia, la inițiativa domnului primar Matei Nicolae, a avut loc o acțiune unde 200 de copii din orașul Năvodari au mers acolo, au primit premii, cadouri, s-au distrat. Pe aceste cale le urăm la mulți ani de ziua copilului și să fie sănătoși, să veți bine la școală. Fiecare parc a fost luat la pas de reprezentanții primăriei Năvodari. Nici zona peninsulă nu a fost omisă, mii de dulciuri fiind împărțite celor mici. Chiar și cei în vârstă au primit câte o atenție. Aceștia nu au uitat că în urmă cu 3 ani, parcul Țara Piticilor, situat în zona de sud a orașului, era doar o zonă insalubră. Acum este un loc ideal pentru copii. Eu cred că este foarte binevenită inițiativa asta cu dulciurile. Domn primar se mai gândește și la copii și la pensionari. Avem parc frumos, avem de toate, bănci avem, jucăm table, ne recreăm. E foarte bine. Se simpatizează pe domnul primar. Nevodăreni îl simpatizează pe domnul Matei. Acum 20 de ani aici ne-am mâncat câine. Ia uite acum ce par frumos alea. Nu este prima dată când primăria orașului Năvodari organizează asemenea evenimente pentru copii. Pentru cei mici a devenit deja o tradiție ca în ziua de 1 iunie să primească mici daruri din partea autorităților locale.